Ce părere ai despre Iulia Albu? Părerea mea despre Iulia Albu este că are un mod foarte interesant de a se îmbrăca. Este un omcel drăguță. Se îmbracă destul de frumos. Ce foarte mult cum poartă găina cu ea tot timpul. Are stilul ei cu găina ei. Da, îmi place cum poartă găina pe poze accesoriu pentru că atrage atenția tuturora. Din punctul meu de vedere, Iulia Albu are un stil vestimentar foarte excentric. Este o femeie puternică, inteligentă și are un stil aparte. E diferită față de alții. Ea a început moda asta cu găina, un lucru interesant care nu s-a mai întâlnit. Îmi place foarte mult cum se îmbracă. Este destul de diferită de alte persoane. Asta o caracterizează pe ea. Punctul meu de vedere, Iulia Albu este o femeie foarte fixoasă. Mi se pare faină că se îmbracă așa. Mi se pare că eu... Îmi place care părerea mea despre Iulia Albu este una foarte bună. Îmi place cum se îmbracă, cum jurizează și îmi place și găină. Este diferită, dar ce oameni? Îmi place foarte mult că e creativă, adică gen e zucine bună. Se îmbracă foarte diferit. Îmi place că este sinceră și asta o scoate în evidență. Și îmi place mult cum jurizează. Și eu și bunica o admirăm. Este o persoană total diferită la televizor de cum este în viața reală. Uneori pare dură, dar de fapt e sincer. Îmi place cum se îmbracă și îmi place accesările. Chiar dacă uneori are niște fițe, trecem peste. E foarte de treabă, cred. Și drăguță. În jurătă lui. Îmi plac mult stilurile ei ciudate și îmi place foarte mult cum se comportă în cadrul emisiunii. Se crede o fashionistă convinsă, pot să spun, mi-a cam schimbat părerea. Nu. Cum ai face? Nici nu vreau blonda, nici nu-mi place stilul ei și mai ales partea cu găina. O persoană puternică, în sensul, a făcut față la atâta hate care l-au primit de la unele persoane. Ați văzut? Sunt sincere aici. Cum ați văzut? Bună! Cine are cea mai frumoasă ținută? Tu? Ia să vedem. Și de ce ți se pare că ținta ta e cea mai frumoasă? Pentru că lui. Pentru că îi! Ia să. Și? Și eu zic fiecare să-i adreseze Iulie. O întrebare. Cocoșul este un simbol extrem de puternic, este o strategie de fiecare extrem de bine gândită. De ce azi s-a saltat unghiile cu căciula? Mie nu vreau să saltez lucruri în general. Că tot se asortează cu mine. Nu știu de ce par așa, probabil pentru că atunci când fac treaba, îmi intru în rolul de profesionist și nu în rolul de persoană, spunem, e același lucru ca atunci când plădeam în tribunal, pentru că sunt și avocat definitiv și am plădat. Și în momentul în care pledezi, ai un alt discurs. Dar în esență nu este nimic schimbat. Și m-am simțit chiar bine când am defilat cu găina și când am spus altora, au spus că sunt fiica Iuliei. Cum a fost defilat cu găina?